Dimineața, la prima oră, trebuie să mă duc la CNA. Energetic. De ce? Păi e o problemă mare. În condițiile în care... Deci sunt mai multe variante în care noi ne putem pierde licența în următoarele ore, cum ar veni. Dacă noi nu avem sediu social, deci se pierde licența. Bun, mâine dimineața avem sediu social, dar tu te duci să discuți pentru când, dacă nu avea sediu social. Păi, avem ordin de evacuare în 5 zile. Deci domnul Cioloș a mers să deci, eu am fost invitat la CNA, sigur că vom vedea, adică modul în care s-a pus problema e o variantă pozitivă în care Consiliul se interesează de situație. Consiliul nu, conform legii, nu are doar calitatea de cenzor și de bătăuși. Sigur. Bun. Și am fost invitat la această întâlnire. Sunt multe variante care ne putem pierde licență. Dacă nu emiți, dacă tu îți întrerupi emisia, gata, se pierde licența. Știu. Dacă vrei, vin la CNA. Mie când am fost data trecută la CNA și am avut privilegiul și chiar plăcerea să dialoghez cu doamna Narcisa Iorga, deci am apreciat. Dacă vrei, eu vin mâine. Îmi place mult la CNA. Este chiar acolo, lângă Piața Constituției, unde vineri ne vom întâlni cu telespectatorii noștri. Deci numai bine că mai pun niște flyere în parbrizele din mașinilor din parcare să-i anunț. Bine, păi atunci mergem dimineața la CNA împreună. Nu e nicio problemă. Luați-o și vin pe domnul Cioloș, că dumnealui a spus că nu ne pierdem licența. Dumnealui știe lucruri care ești împotriva legii și asta. A spus clar astăzi în Senat. Așa e, domnilor. Nu e nicio problemă de licență. Deci, bun, atunci... Eu vin. Mergi, da? Bun. Sigur. Și fac și acum un apel către cetățenii care parchează în centrul acela, în rondul acela din Piața Constituției, mașinile, ca în ziua de vineri să nu le mai parcheze acolo, chiar cu joi seara, pentru că o să vină jandarmerie să încercuiască locul cu garduri și, mă rog, tot ce trebuie pentru o manifestație de amploare. O întâlnire publică. Ăștia toți spun protest pe site-ul Băsiste, nu e un protest. Este o întâlnire publică după toate rigorile și normele legii și cu aprobare legală. Că asta e. Noi suntem cu legea. Ce să facem? Dragii mei, am o știre foarte tare. Ce se întâmplă? Nu știu dacă sunteți pregătiți. Te rog. Ia, fiți atenți ce avem noi aici. Știa cineva că a apărut în The New York Times un articol despre această situație? Nu. Foarte tare. 17 februarie 2016, The New York Times preia știrea The Associated Press. Premierul român susține demersul de evacuare a unei televiziuni. Dumneavoastră știți ce înseamnă un astfel de titlu în presa americană? Premierul român susține demersul de evacuare a unei televiziuni. Și acum citesc din articol. Premierul României a susținut un ordin de evacuare a unui important post de televiziune privat din sediile sale, dar recunoaște că termenul de preaviz de 5 zile este prea scurt. Ce să zic, râde acum, ce să zic? Dacian Cioloș a fost convocat în Parlament miercuri pentru a explica decizia pe care președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a descris-o ca fiind o tentativă evidentă, brutală, de suprimare a libertății de exprimare. Statul a confiscat studiourile televiziunii Antena în 2014 ca urmare a decizii judecătorești pentru recuperarea prejudiciului într-un caz de spălare de bani. Statul a emis luni un ordin de evacuare în 5 zile, care a fost contestat de Antenă miercuri. Bun, faza este următoarea. New York Times se primește, bănuiesc, și la ambasadă și peste tot. Faza este următoarea. Un titlu ca acesta în The New York Times, premierul român susține demersul de evacuare a unei televiziuni, după care povestește cum a fost convocat la Parlament de președintele Parlamentului. Când... Deci, atenție la toate lucrurile. La o știre, mai ales în presa mare a lumii, priviți titlul. Premierul român susține demersul de evacuare a unei televiziuni, 1. 2. Reia ideea, spunând că un important post de televiziune privat din sediile sale, dar recunoaște că termenul 5 zile e prea scurt. După care citează faptul că este chemat în Parlament pentru a da explicații, dar dă și citat din președintele Senatului să se înțeleagă
Speța. O tentativă evidentă, brutală, de suprimare a libertății. Bun. The New York Times. Bun. Și peste ucenți declarații vrea să facă domnul Cioloș. Ori fi plătiți de ruși. Așa zice doamna Mungiu pe PD. Ăștia care susțin Antena 3 și Antena 3 și toate antenele și astea sunt susținute de ruși, în general. Păi de cine? Normal. Bun, eu cred că un pic se separă lucrurile și încep să devină mai clare, mai clare, mai clare. Părerea lui Robert Turcescu, de exemplu, este preluată de New York Times? Da, e acoperit, sau? Nu? Da, da, nu mai e, că s-a autodescoperit. Deci e preluat, Mircea Marean e citat de New York Times? Ia să vedem dacă Romanian e. Prime Minister, ia uite, este, uite articolul. Asta e. Se întâmplă. Da. Eu vreau să fac un apel către telespectatorii Antenei 3. Eu nu m-aș apuca vineri să scandez împotriva cuiva sau altcuiva. Da, corect. Nu, că nu cred că este ceea ce ne propunem vineri. A, poate facem duminică, poate facem luni, poate facem marți. Dar da, vineri, da, cred că pur și simplu este suficient să apărăm. Deci, apărăm. Este absolut suficient. Apărăm, ne uităm unii la alții, ne spunem lucruri, putem să strigăm lucruri care ne plac și care ne unesc, cum ar fi libertate, jos sistemul securist, de exemplu, și mai găsim alte lucruri de făcut în jos cele trei sistemul ore securist care... merge, că e la câteva sute de metri de SRI. Se întâmplă, eu știu ce să zic. Acum, cu toată dragostea, domnul Ciubică, SRI-ul cred că are niște probleme totuși ceva mai mari. Că, știți, e o decizie a Curții Constituționale cu privire la interceptări, e un pic de deranj, cum a fost și cu legile Big Brother, dar înainte de episodul Struții, dacă mai țineți minte. Domnul Coldea își găsește timp. Domnul Coldea își găsește timp și pentru Antena 3, că e plurivalent. Bun, dacă... poate dacă e telespectator, poate vine și dânsul. Eu n-am niciun fel de problemă, deci telespectatorii Antenei 3 trebuie doar să apară. Dacă au apărut, nu trebuie nimic în plus. Eu am fost în foarte multe deplasări, ca să le zic așa, cu Mircea, ceea ce vă dorește dumneavoastră. Deși n-am fost de multe ori deplasați. Bun, am mers în America, peste tot în lumea asta și călătorii lungi. Am plecat în America 10, 11, 12 zile, ceva așa. Bun, ce apreciez foarte mult la Mircea este că întotdeauna el consideră somnul supraevaluat. Frate, dormim 3 ore, 3 ore. Da, da, ursul e mai rău ca mine. Olo! La 6 dimineața, Adi Ursu e nușă, bate, zice, ai frate la sală. Lasă-mă, frate, să mă dăm ori. Hai la 9, știi măcar. Nu. Bine, da. Noi culcându-ne la 5. Deci, adică... motiv pentru care, pentru noi totuși, eu cred că n-ar fi un efort prea mare să ne plimbăm mult și des. Da? Nu, eu chiar cred că este foarte bine să ieșim mult pe stradă. Pentru că, începem cu vineri. Uite, eu spun, eu am o mare problemă, dorm foarte, foarte puțin în ultima vreme. Nu mănânc toată ziua, acum ajung acasă să mănânc și am nevoie un pic de mișcare și m-aș mișca zilnic. Da, și eu m-aș mișca zilnic. Zilnic. E o idee foarte bună. De ce? Adică... Dar începem prin asta, prima dată în Piața Constituției un pic. Mamă, de-abia aștept o să facem în Piața Constituției. Doamne, deci cum am făcut la Craiova, cum am făcut... O să fie frumos. Să fie foarte frumos. Vorbim cu tare. Avem invitați? Invităm pe cineva? O să și invităm. Invităm și pe cineva. S-au invitat deja niște oameni foarte celebri și foarte dragi nouă, care ne dau mesaje că ne întâlnim vineri la 3. Sigur. Eu nu înțeleg de ce doar până la 6, începând adică cu iau emisiunea de la 9:30. Ce a fost în capul vostru? Vreau și eu acolo. Deci de la 3 la 6 e puțin. Am zis că, mă rog, ca să ne uităm bine unii la alții, trebuie să fie pe lumină. Așa ne-am gândit noi. Și la primărie, acolo, când am fost cu comisia aia, care a fost foarte drăguță... E bine, stați liniștiți, că nu o să vă dea nimeni afară. Auzi, Mircea, dar povestește-ne un pic, deci, te-ai dus la comisie ca să... Dar din piață să nu vă dea afară, zic, dacă vă dea deci afară. Deci pentru întâlnirea cu telespectatorii de vineri... Vă dea afară și din piață. Pentru întâlnirea cu telespectatorii de vineri, la comisie au mers domnul Mircea Badea și cu domnul Adrian Ursu. Bun, și... Și cu domnul Roberto, care nu e cunoscut publicului larg. Da, e un super băiat.
Da, super simpatic. Și am fost noi trei, știi? Și dita-i comisia. Cu jandarmerie, cu poliție, cum să și cu toate autoritățile care... La servicii secrete erau? Or fi fost, dar noi am văzut. Or fi fost sub acoperire, adică... Recunoscut. Am și glumit. Mai ales noi, doamne, asta mai trebuie să mai afle că a glumit comisia, știi, pe tema asta. Nu, noi, în exclusivitate, mai ales eu am glumit despre serviciile secrete și l-am pomenit de două ori pe domnul Ciuvică. A zis, păi, noastră, zice, legături, da? Domnul Ursu, zice, un domn de acolo din comisie, care sunteți un om de litere, dar nu mai știu cum venise. Și zic, și eu sunt un om de litere, zic, da, dă trei. Ce, ce trei? Trei litere, zic, DNA, SRI, știi?